Prieteni, pe domnul Suian l-ați văzut acum un an de zile. Unul dintre puținii bătrâni înțelepți din România, care încă suferă pentru ceea ce vede în jur. Că mă gândeam, domnul Suian, în mod normal, noi, și eu sunt, nu mai sunt o tânără speranță, nu? Cu 10 ani mai tânăr. Ar trebui să avem o seninătate, să nici nu ne mai intereseze. Exact. Cine e președintele României, cine e prim-ministru, ce... Pentru că spre finalul vieții ar trebui să avem alte contacte cu, metafizice. Lumea viitoare, cu lumea viitoare. Din păcate, și nu numai noi ca oameni în vârstă, și toți pensionarii din România au un soi de îndârjire și așa. Bine, fiindcă, pe de o parte, acest sistem ăsta capitalist românesc de sorginte, zic eu, sud-americană, pentru că nu putem să spunem că trăim într-o societate de consum unde lucrurile sunt echilibrate, unde scara de valori e atât de bine pusă la punct încât cetățeanul României să nu-și mai facă probleme. Nu. Din păcate am asistat la cutremure politice, sociale și vom mai asista probabil, pentru că țara nu e așezată, știi? E așa cum o construcție, dacă pui la temelie piatră, beton, nu știu, nu se clatină. La noi lipsește temelia. Noi nu avem fundație. Nu ne-am găsit liniștea. Aici e problema, știi? Că multă lume își închipe că dacă aici e mânca și nu știu ce, n-ai probleme. Nu. N-ai cum să nu te uiți în jur, să vezi ce se întâmplă. Întâmplător, noi suntem aici într-un loc, dar într-o stațiune care a renăscut. Da? Din nefericire, în România, genul ăsta de stațiuni, s-au făcut praf. Cu și asta se pare că a fost făcută praf, nu la un moment dat. Și după părerea mea, când vorbesc de Iliescu, Doamne, că cu o lovitură de stacă, nu știu ce. Bă, lovitura nenorocită a lui Ion Iliescu a fost că a lăsat țara asta pe mâna unor excroci, directori de întreprinderi care au privatizat, le-au omorât și pe urmă le-au vândut la fier vechi. Oameni care nu au răspuns pentru ce au făcut și nu răspund nici acum. Cum e fabricile care au fost făcute praf. Da? Nimeni nu răspunde în țara asta. Tot discută, bă, cine a tras în noi? Păi cine a tras? Bă, ei s-au tras. Da? Problema e alta. Problema e cine a distrus România. Cine a furat-o și a distrus-o. Cine a furat-o, da. Că, dacă în țara asta oligarhia financiară ar fi fost alcătuite din oameni care au gândit ceva, au produs ceva, domnule, jos pălăria, asta e capitalismul. Da. Dacă știi că marea majoritate au făcut afaceri și fac în continuare cu statul, cumpără de la stat benzină și gaze, nu știu, și vând statului aia la școală, la primărie, la nu știu ce, și se îmbogățesc. Și unii oameni pe care i-am văzut și o să-i mai vedem și astăzi în piață, știi? Produc și ei miere, produc niște amărâți, de fapt. Știi? Nici nu pot să-și știi recupereze cheltuielile. Asta am vrut să spun. Da. Nimeni n-a avut grijă de producător român, pentru că să fii producător de ceva în România, trebuie să fii prostul satului. Muncești, te fură unii, îți bagi ochi de tine și câștigi mai nimic, de fapt. Știi? Ei sunt adevărați eroi care nu sunt recunoscuți și răsplătiți. Matare... Ai umblat prin toată lumea, ai nu știu câte cărți despre țări care au supraviețuit sau renăscut din cenușe. Da? Și care se dezvoltă cu o viteză fenomenală. Cum de s-a întâmplat chestia asta? Prin patriotism. Prin patriotismul conducătorilor și prin unitatea dintre conducător și popor. Conducătorii au ținut cont de interesul poporului și s-au jertfit pentru a dezvolta acele țări. Simplu. Și au fost folosite cele mai valoroase cadre. Dacă noi nu credem în puterea noastră, atunci ce șanse mai avem? Cine să ne salveze decât noi ne putem salva? Când eram mic, tata îmi spunea, ajută-te că te va ajuta și Dumnezeu. Dar dacă stai și nu faci nimic, de ce să te ajute Dumnezeu dacă ești leneș? La noi nu sunt folosite mințile luminate. Conducătorii noștri, după evenimentele din decembrie 89, au devenit tot mai slabi, tot mai slabi calificați profesional, tot mai necinstiți, tot mai necinstiți și tot mai trădători. Pe când acolo sunt folosite elementele cele mai valoroase ale acelui popor. Deci fără meritocrație, fără folosirea unei scări de valori și a punerii fiecărui om la nivelul
și în poziția în care el poate să dea maximum, nu se poate realiza nici ceea ce noi numim și ne bucurăm că mai există sistemul democratic. Un exemplu, după mine, cel mai semnificativ este a unei țări micuțe, un stat-oraș, de fapt Singapore, despre care eu am scris o carte de 1100 de pagini în două volume și am spus că ar putea fi un exemplu pentru România. Fostă colonie britanică, când britanicii le-au dat independența, ei n-aveau numai bărăci și câteva clădiri guvernamentale și i-au rugat pe britanici să mai lase portul militar pe care îl aveau acolo, pentru că rămâneau toți fără servicii. Ei, această țară a devenit astăzi cea mai bogată țară și cea mai dezvoltată țară din lume. O suprafață un pic mai mare decât a Bucureștiului, cu 3 milioane și ceva de cetățeni și 5 milioane de populație, dar vreo 2 milioane sunt străini, sunt muncitori care lucrează acolo, a devenit astăzi o țară care vinde, are un export de 2-3 ori mai mare decât România. A fost un om providențial care a fost un om providențial, un fost de șef de promoție la Cambridge, care a venit și a făcut din țara asta ce este astăzi. Prin ce? Prin cinste, competență și dăruire. Ăsta cum și-a găsit acest domn care zici că a făcut la Cambridge? Îi trebuie echipă ca să conduce o țară. Asta a făcut. A făcut un partid și în partidul ăsta primii oameni care au intrat în acest partid au depus un jurământ ei față de ei să facă ceva, o construcție politică cum n-au fost nicio altă construcție. Și prima dată a fost cinstea. Cinstea. Fără cinste nu se poate face nimic. Bine, cinstea nu se poate măsura. Nu și este competent. Un cântar. Ba, există. Nu. Da. Nu pot să te iau de cinstit, dar până la urmă cât se o fac pe cinstiți, în realitate nu sunt cinstiți. Da, dacă greșeau, imediat erau dați afară. Uh-huh. Și erau arestați. Uh-huh. Și erau condamnați. De exemplu, un ministru de-a lor care a fost prins că a făcut o afacere cu un dezvoltator din ăsta imobiliar, a fost cercetat penal, a vrut să aibă o discuție cu primul ministru în timpul cercetării. Primul ministru a spus că nu discută cu el decât când se termină cercetările. La 3 zile, ofițerul care îl însoțea pe primul ministru a venit cu o scrisoare în care el i-a spus că își cere scuze, a greșit și încearcă, adică își va trage consecințele și s-a spânzurat. Ministru cu ministru. Deci o luptă și lupta contra corupției a durat 14 ani. Deci trebuie început cu cinstea. Cu cinstea și competența. Nu există altă soluție. Nu putem să spunem că nu există corupție în Occident. Peste tot în lume asta există. Statele Unite, fiul președintelui Americii, face afaceri. Un bandit, da. Cu Ucraina, cu China, China, cu România. Cu România. Doamna aia care conduce Europa, cum o cheamă, care zâmbește tot timpul, când dă bani pentru armament, e fericită. Și a luat și premiul pentru pace al Canadei. Cum să-i premiu pentru pace când tu dai, contribui la inflamarea războiului? În loc să te preocupe să împaci părțile, să găsești o formulă, să înțelegi? Am intrat într-o era nebuniei. Da. Nu, dar asta are nebunie. Soțul ei afaceri cu milioane legate de vaccinurile alea. Acum am aflat că mai are și încă o rudă care tot așa... ai o funcție mare la Bruxelles și te trezești multimilionar sau miliardar. Știi, după nu... Deci, corupția există peste tot. În cuvinte simple, prin asta ne-am putea salva. Prima dată să ne ridicăm de la pământ, să stăm drepți și să avem încredere că ne putem crea un viitor demn, așa cum au făcut alte popoare. Să ne cunoaștem istoria, să ne răsplătim eroii, să-i admirăm și să ne schimbăm mentalitatea. Să devenim oameni curajoși și demni. Din slugă să devenim stăpâni, să avem mentalitatea de stăpân. Asta ar fi. Dumneata, care ești un... nu conservator, un țăran cu școală. Ai și tenta asta ușor naționalistă, de ardeleanul. Da, naționalist, da, e bine să fii naționalist. Da. De ce românii nu sunt mândri? Voi sunteți mândri că daci, că dacii noștri, în fine. Dom'le, romanii sunt strămoșii noștri. Eu sunt atât de mândru că mă trag din această combinație de roman cu daci. Și eu sunt mândru. Sunt mândru de romani. Băi, civilizația lumii acum 2000 de ani
e romană. Ăștia au băgat pe aici acum 2000 de ani țevi cu apă caldă, da? Da. Și la Herculane și peste tot au venit cu civilizația asta nemaipomenită. Da, cibra erau probabil mai îngăduitori și mai... Că eu spun, domnule, de ce n-au rămas niște înscrisuri în afară de viezure, mânz și brânză? Nu, se pare că sunt mai multe, se pare că sunt mai multe. Se pare? Cum se pare? Păi aici nu e vorba. Arată-mi pe un munte așa, nu statuia lui, deci arată-mi ce a scris. Se pare că în afară de asta, torna, fratre. Tăblițele de la Tărtăria. Domnule, mai sunt cu tăblițe alea de plumb, sunt speculații. Ce tăblițe? Dacă un dac acum 2000 de ani putea să scrie pe o peștere, mă cheamă Vasile, sunt getodac. Nu prea există. Dar nu e o problemă, că nu școala acolo sau, nu era... Sunt popoare civilizate care n-au făcut școală și au ajuns, cum să spun, foarte mari în istorie. Thank you.
Haideți să mergem la târgul, că e un târg aici anual care e absolut fascinant pentru că sunt mici producători, știi? Mi-e o milă într-un fel de ei pentru că în loc să încurajăm această poveste că România din acest mic mușuroi de înțelegi, de oameni întreprinzători care nu se îmbogățesc din ceea ce produc, e o chestie de supraviețuire, dar care au mai au încă entuziasm pentru chestia asta. În loc să fie ajutat, să fie, mă rog, pe plan local sau pe plan, poate pe plan local să fie un primar, cum e și ăsta, care părea un om cum se cade. Dar România ar fi renăscut, de aici ar fi trebuit, de la pământ. Poate că acum, Nu, nu. Poate că acum sunt șanse și ei sunt un exemplu de unde poate să revină. Eu când am fost într-o țară de asta, de acolo, de până în zona asta, de până lângă Vietnam, și la hotelul ăla unde stăteam, dom'le, în hotelul ăla, intrau țăranii din țara respectivă cu niște chestii de lut așa ars pe care mi-i dau, cu niște fructe, știi? Și mă uitam, nimeni nu-i dădea afară de acolo și mi-a spus cineva, zice, dom'le, toți țăranii din această țară au dreptul regele... Thailanda. Regele thailandez a spus, țăranul thailandez are dreptul să intre oriunde și în palatul meu cu produsele lor, că nu putem să îi lăsăm să moară de foame. Păi la noi, domnule, dacă te duci acum la mare, vrei tu să vinzi niște mere, nu știu, te iau aia, te bate, te cafte și îți confiscă și merele. Cât că am mai menționat odată, vine regina thailandeză s-a dus la încoronarea regelui Charles cu o poșetă făcută din niște plante din Thailanda. Da. Și toată presa mondială a scris despre acea poșetă. A făcut propagandă unui produs natural făcut la ea în țară. Asta v-am zis, dacă te duci acum pe țărmul Mării Negre, eu sunt furibun când văd chestia. S-a umplut țărmul Mării Negre de tot felul de șezlonge, de astea pe care te așezi, îți ia 10 euro ți-a. Eu ești aruncat pe toți acele, în apă, cu tot cu proprietari. Bă, țărmul Mării e țărmul poporul român. Oricine are dreptul să-și pună batista sau cearceaful să stea pe malul mării. Pentru ce te plătesc eu ca să stau la Marea Neagră? Șezlongurile nu trebuie aruncate, numai ei trebuie aruncați. Nu, dar nu trebuie să plătești asta. Dacă ei sunt primărire, să pună șezlonguri să stea poporul român liniștit acolo. Așa ar fi. Pentru normal. Ce să plătesc eu dijmă? Să puneau înainte fumăritul. Dacă aveai acum 500 de ani două coșuri, plăteai mai mult dacă aveai un coș. Spune-mi ceva ce funcționează normal în țara asta. Nu spune ce nu funcționează. Spune un lucru care e normal în țara asta. Da, cu parcările la fel. Băi, eu am casă în București și trebuie să-mi plătesc că îmi pun pe strada mea unde sunt eu, vine aia și mi-a bani că mi-am parcat mașina sau mi-o ridică dacă nu am pus așa. Adică ăștia sug peste tot. Pun pe mijlocul străzilor niște garduri de metal în jurul tramvaielor. Și bineînțeles că nu mai poți să treci cu mașina într-o parte, dacă e plină pe 3 km. Și eu spun, domnule, dacă se întâmplă un cutremur, Doamne ferește, și cade un bloc, nu poate să vină mașina sau vărică, nu poate să treacă, sunt astea de oțel, când s-au pus atunci când veneau englezii, germani au pus astea. E la noi, pe vremea lui Iohannis, dar nu a pus Iohannis, a fost la primărița Bucureștiului și s-a continuat și alți primari așa, că și la cetate, dacă vii, o să vezi pe 10 de kilometri oțel de sabun, în niște sate unde lumea e plecată, nu... Înțelegi și de asta, piste pentru biciclete într-un sat unde nu există biciclete. Nu, de hai ce să mergem la târg. Hai la târg. Thank you.
Acum un an a venit cu niște mere la mine și anul ăsta... Și cu cânte, cum da. Îmi place, dar un vinul, știi? Să da, vinul da, mă da. Cunoaște pe de rost. Da. Să a, da. Sunt tânăr, doamnă, vinul mă știe pe de rost. Dânsele ce sunt? Cântăm de la... Umblasin. Grupul de la Ociu. Că eu am fost în cântați? Cântați împreună? Da, da, da. Ce? Care-i cântecul cel mai frumos pe care îl cântați? Mândruță cu casa înaltă. Ia! Zi. Una, ia cântă, ia cântă, vă cânt și eu. Da, sigur. Așa. Mândruță cu casa înaltă, lasă ușa descuiată și firongul ridicat să te văd cum dormi în pat. Firongul, fii atent. Ce înseamnă pucuiul ăla? Perdeaua. Perdeaua, nici perdeaua nu știu înseamnă. Ba da, pirongul nu e cuiul ăla. Nu, nu, e ful. Firongul. Perdeaua de la geam. A, perdeaua. Da. Firongul, de unde vine? Din Ungurește, da, cred da, că. Da, păi aici a fost... Firong. Da. Cu firongul ridicat. Noi avem ceva în comun. Mai e un tânăr care cântă în timpul liber. Da. L-am cunoscut anul trecut, nu? Da. Da. Ce faci? Scriei poezii? Să zic frunză verde de salată și muzica să-și petreacă, că nici broasca nu cântă pe uscat decât sare direct în lac și face oac. Asta am transmis anul trecut la domnul Dinescu. Păi mai puteai să mai faci o strofă între timp. Două capodopere ale naturii, știi? Ideea că aici în Ardeal se poate cultiva așa ceva, mie mi se pare nemaipomenit, da? Dar sămânța de unde? Să nu sunt scritor din Olanda, e? Că mă întristați. Din păcate, hibrizi care sunt produse de marile firme. Și nu poți să folosești sămânța? Nu o folosim niciodată. Pentru că se consanguinizează. Nu, în fiecare an luăm sămânța. Asta e marea tristețe. Știi că ai naibii olandezi au făcut această șmecherie. Știi, cumperi roșii, sămânță de roșii și ai vrea, pentru că bunicul meu a fost grădinar, Gheorghe Badea, mare grădinar. Și el își aduna când era o vânătă atât de mare. Și oprea sămânța în fiecare an. Și oprea sămânța de la pepeni, de la roșii, de la castraveți. Deci din asta nu poți să mai cultivi decât dacă o iei tot de la ei. Da.
Asta e. Genetic sunt. Anul trecut v-am dat și praza, anul ăsta dacă vreau selină. Cu prazul stați prost, da? Nu avem praza anul ăsta. Da. E, asta e absolut, praza, da. Anul ăsta numai cu țelină, dacă da, vezi. Felicitări, efectiv, adică îmi provoacă o mare bucurie, știi? Ei sunt producători din zona producători noastră. Producători din zona, ia de da. Ce scrie aici? Gospodăria Moților, Cooperativa Agricolă. Deci ei au făcut-o... București. Cum? București. București, da. București. Comuna București. Așa se cheamă? Da, așa se cheamă. Comuna București. Mai bine făceam aici capitala României, da. Cred că era lumea mai fericită. E plină de aur. E plină de aur. Da. E o plăcere să vezi chestiile astea, că nu sunt din gips, sunt adevărate, da. Da. Avem pe domnul Hidromel. Domnul Hidromel, am băut ieri Hidromel aseară. Și? Super bun, da. Și mie, să știți că mi-a plăcut foarte mult. Am luat și miere de asta, pentru că ăsta e un cadou. Pe vremea comunismului, când era foamete așa, eram prieten cu domnul paleologu. Și el când venea la noi în visă, n-aducea un buchet de flori. Aducea un pachet de mălai sau un pachet de făină, că nu prea să ieși. Și cât era el de distins, umbla cu mălaiul după el, știi, ai crede, știi, un... E așa și chestia, dacă oferi unuia, te duci în vizită și oferi, asta cât ai, nu mai știu cât, 25, deci pe 100 de lei iei 4 de-astea. Auziți, dar de ce nu, nu faceți un magazin în care să fie tot timpul? Asta nu? Ne dorim să facem în cel mai apropiat timp, să facem un, o asociație. Da, o asociație, da. Ar fi nemaipomenit să găsești și mierea și lasă că-mi dai când ne întâlnim data viitoare. Da. Cât e una de asta? 10 lei. Dați-mi două. Luați care vreți dumneavoastră. Da. Să fac cadou. Din dumneavoastră. Când dați-mi data de asta. Da. Ia uite asta mică, bă, filmați-o, mă, că pare... E adevărată, da? Sau, care e adevărat? Doarme, beată de aia, venită de dimineață aici. Aici ce aveți în ăsta, vin? Nu, aici avem suc de măr cu sfeclă, iar aici suc de măr este producție proprie, Liceu Tehnologic Agricol, da. Și unde aveți? La școală aveți... Da, noi la școală avem și livadă, avem merele proprii și din ele facem suc. Avem câmp lavandă. Și asta e săpun? Da, acesta este săpun. Făcut tot de voi? Făcut de elevi. Da. Noi lucrăm foarte mult cu elevii. Unor elevi care poate să facă... Cât e un săpun de ăsta? 13 lei. 13 lei. Astea bune de făcut cadouri. Da. Deci... micile cadouri și care... Diferite forme, da. Da, avem, acesta este cu spirulină. Cu ce? Spirulină, da. Cu spirulină, ia, dați-mi patru. Deci e simpatică această pornire cu imaginația unor mici afaceri, da? Asta e cu spirulină. Da. Da. Mulțumesc, felicitări. Super. Frumos. Aici avem producători din comuna Crișcior. Și aceea ce e? Tot brânză topită? Brânză maturată, sărată. De burduf, acea puțin are gust. Da, are gust a putină, da. Și asta? E nesărată, e brânză, asta e nematurată. E caș. Asta e mai grasă, mai... Da, e bună, foarte bună. Gustați și o vișlă. Nu, cârnați, nu mai mâncați. Virgili. Da. Am mâncat aseară vreo... Producția lor proprie. Da? Am mâncat aseară, nu știu. Plăcinte cu brânză. Bună ziua. Plăcinte cu varză și cu cartofi. Cu varză, da? De la Băița, din satul Hărțăgani. Ce găsești mai în Moldova? Nu, noi suntem de la Hărțăgani. Vărzare. Da, vărzare, da, într-adevăr. Vărzare tradiționale. Poftiți. Aici? Alea nu sunt ale mele. Nu sunt ale pachet. Asta de bodaproste. Domnul primar și dumneavoastră? De bodaproste. Prefer să vă plătesc aia mai prăjită, vreau. Vă pun și aia. Una singură, da. Ciuperci uscate nu aveți? Ciuperci uscate? Da. Am pregătit aici. Am pregătit aici ciuperci uscate. Ce sunt? Gălbiori. Gălbiori, da.
Să rămân, a boda prostez, hai că nu mai poți. Cât e o asta? Alea vi l-am pregătit pentru noastră. Cum? Vi l-am pregătit de ei pentru noastră. A, da, tot de pomană? De pomană. Din partea, de că ai în Biblie, din partea comunei Vața. Avea, da. Eu sunt înnebunit după ciuperci. Asta îți bune la supă. Da. Dar și într-o tocăniță, dacă le bagi. Da, și o, la o aruncă, pastă și la pizza. Aroma aia, știi, care... Sau și fasolea uscată. Uscată, da, știu. Dar asta nu, ciupercile gălbiori, adevărat, da. Foarte frumos. Standul nostru, da, la plăcinta de Vața. Casa Boema se cheamă? Da. Am deschis recent un bun gastronomic local la Vața de Sus, unde puteți gusta cea mai bună plăcintă de Vața, plăcinta noastră tradițională de Vața. Deci care este asta? Că văd că e și cu brânză sărată și cu ou și cu aia cu ce e, cu mac. Cu mac. Rețeta tradițională se face se făcea. Da, rețeta tradițională se făcea cu mere, cu brânză și noi am improvizat puțin. Da, și o facem și cu mac și cu carne. Ungurii făceau cu mac. Da, da, de acolo am și luat rețeta. Da. Cu mac și cu nuc am luat-o de la fiecare ce mai bun. Da. Bine, felicitări, da. Lăudăm cu ce avem noi mai bun. Foarte bine, da. Deci ăștia sunt virșnii, dar în loc să-i fierbi, să-i ciesc. Cum? Se coc. Se coc, da. Se coc în cuptorul ăsta. Ia scoteți-mă, să gust unul cald așa. Asta e primul hit la virșnii. Cum? Și dacă se fierb, primul hit tot se dă. Nu, sunt bun și fierți, da. Da, bun și fierți, dar ăștia sunt... Cât e kilogramul? 35. Nu. Dați-mi și mie un kilogram. Ba nu, vreau să plătesc, nu. Domnul Mici. Ești așa de bogat. E simpatia noastră. E simpatie. Așa sau nefăcuți? Nu, de ăștia. Că mai îi fierb acasă, da. Ciolan a fumat, cârnați i-a mai dat așa pe aia. Cârnați făcut de noi aici, la Vața. Cârnați făcut de dumneavoastră la Vața. Și ce-mi place cel mai tare, cum se pune cimbru, așa pun și eu. Cimbru, da? Stați că l-avem aici ăla mai, numai că s-o spart, știți? Aruncă un buchet de cimbru, așa. E mireazma de cimbru. Cimbru, varză, cârnaș și ciolan. Trăiește 1000 de ani. Un salam făcut de sărbători. Și un platou de la Vața. Salam făcut de sărbători. Cât, din ce e făcut? Carne de porc, cimbru, ea, piper. Cât e kilogramul? Sau nu avem de vânzare? Nu avem de vânzare, că noi facem acasă în gospodărie. Dacă voiam să cumpăr un pentru nevastă. Noi nu vindem momentan. Noi din comună. Cum?
din exact, comună, ei pregătesc tot. Ne adună mai mulți prieteni, da. Tăiem porc, da. Facem produse. Uite așa, o să-i dau. Pâine, care de care... Am, nu, am o pâine bună. Nu, avem altă, avem alt model de pâine. Alt model de pâine. Slăninuță. Pun și puțină slăninuță. Și ardei puțin cu brânză. Da, nu, asta, cârnați ăștia care... Asta e cârnați, așa, din carne de porc, dar ai băgat temați de oaie. De oaie, da, da, da. Îi pun asta și asta. Jambon. Șuncă. Jambon, aici da. Șuncă. Jambon, super. Ăsta este un brand de țară ce am văzut astăzi. Pe care, din păcate, noi nu știm să-l populăm. Noi am făcut brandul de țară o frunză de salcâm. Brandul de țară, uite, aici se vede. În acest salam în care... salam produs aici la noi, la Vața. Păi da, produse naturale. Cu toate chestii naturale. N-ai cum să nu te emoționezi, că vezi că mai există zone, așa, puncte în România. Că, în mod normal, așa trebuie să arate toată țara. La ce pământ este? La pădurile din jur, la așa. Din păcate, știm că 6 milioane de oameni au plecat din această țară și nu știm când se vor mai întoarce. Sunt da, convins că dacă ar fi invitați unii dintre ei aici, ar începe să plângă. Eu am întâlnit genul ăsta de oameni, știi, care au fugit de sărăcie, de mizerie, dar care, în clipa în care dau peste un asemenea loc, sunt absolut emoționat și pe bună dreptate. Noi ne bucurăm că la Vața da. Putem să facem... La Vața ar fi trebuit asta să existe nu o dată pe an, ci în fiecare zi. Dar aici, cel de sus și cei de sus ar trebui să gândească, da? Ce înseamnă un proiect de țară. Un proiect de țară începe de la o zonă în care, iacătă, chestiile, produsele locale nu au murit. Și din contră, păziți, pe an ce trece, încep să existe cu adevărat, da? Noi sperăm să creștem de la an la an, da. și ne așteptăm pe la noi, muzică, pe la Vața. Gust frumos, primari care știu să facă lucruri bune. Jos pălăria! Să rămână! We'll be right back.
90,
Dumneavoastră ați fost lider după 90, după... N-am fost lider, nu am fost. Ați fost un personaj foarte important în România. Eu am fost un personaj... Foarte important. Eu am fost un personaj în acea piesă care s-a jucat în 89. Dar eu n-am apărut în acea zi pe 22 decembrie. Eu am scris niște pamflete împotriva lui Ceaușescu, în fine. Și am ajuns la televizor. Dar după aia n-ați făcut. Alături de un actor pe care eu nu-l cunoșteam. Eu nu l-am cunoscut pe Caramitru înainte. Niciodată. Înainte, eu l-am cunoscut pe Caramitru în acea zi, pe 22 decembrie. Curios. Nu că mulți își închipă, domnule, Dinescu era într-un plovăr, Iliescu era în plovăr, Petre Roma, era o conspirație de inși care purtau plovări. Păi este nebun la cap, era în luna decembrie, ce dracu, dacă era vară, eram în maieuri toți. Deci, ei, n-a fost o conspirație. A fost ceva conspirație, domnul Dinescu. Da, dar nu pe bază de plovăre. Nu, pe alte bază. Nu, stai. Haideți să fim serioși. Nu a fost o conspirație în sensul, ar fi interesant ca acest schimbarea sau acel cutremur social care s-a întâmplat pe 22 decembrie 89 să fi datorat, să zicem, conspirației lui Iliescu, Brucan, care mai erau câțiva și aia. Dar nu e adevărat, iertați-mă. Dacă ar fi adevărat, eu mi-a scoate pălăria în fața lor. Lovitura a fost dată de Stănculescu. Stănculescu, prietenul meu. Păi stai, revenim atunci, nu, revenim la altă poveste. Deci, la faptul Stănculescu că, a dat lovitura. Ca pe vremea, eu știu, imperatorilor romani, unde unii au profitat de o răscoală, așa, și-au omorât jupânul. Da. Deci pentru că Stănculescu, alături de generalul Gușe și de nu știu, au profitat de acea deșire a oamenilor în stradă și au preluat puterea alături de Iliescu, de cine a mai fost acolo, de Petre Roman, care erau băieți din cartierul Primăverii. Deci atunci, în 89, a fost o combinație între băieți din eșalonul 2, să zicem, activiștilor de partid, da, al armatei din eșalonul prim, că Stănculescu nu era din eșalonul 2. Era prima drum. Iliescu era oricum dat la o parte, Petre Roman crescuse și el între picioarele activiștilor de partid pe acolo, pe cartierul Primării, dar s-o fusese mare activist, dar cu 20 de ani înainte. Deci acea nouă categorie de personaje care au luat puterea în România era combinată așa între foști activiști de partid, foști securiști, da? Și unii intrat la înghesuială în acele zile. Eu eram un personaj ciudat în acea combinație, pentru că eu eram scriitor de meserie, fusesem arestat până pe 22 decembrie. Erați celebru, erați celebru. Eram celebru, celebru. Nu în sensul ăsta de azi al cuvântului. Eram cunoscut poezii numai de la Europa Liberă. Eu nu apărusem la televiziunea română decât o singură dată, cât eram elev la Slobozia, înainte să scot cărți pe care luasem premiul Academiei. Și deci celebritatea mea era de altă natură. Într-o lume mai închisă, în fine. Nu. Dar nu intelectuale au luat puterea totuși în 89. Intelectuale nici acum nu au putere. Bine, da, din păcate intelectualii s-au jucat numai de a opoziția, nu știu, și n-au avut niciodată puterea după 89. Deși au avut-o, când l-au ales pe Emil Constantinescu, societatea civilă și-a pus un personaj. Ăsta e adevărul. Deci dacă facem o istorie... A fost un dezastru. Domn profesor, eu spun așa că noi știm mult despre istoria veche a României, despre Ștefan cel Mare, de la cronicare, care au mai cinstit decât cronicarii de după 89, care au scris numai ce le-a dictat securiștii, băieții, activiștii, nu știu ce. Acum 500 de ani erau niște cronicari cinstiți, care au putut să-ți spună despre Ștefan cel Mare că era mic de stat, de grabă vărsătoriu de sânge nevinovat și iute la mânie, pentru că a tăiat capul unui copil care a tras mai mult cu arcul. Noi n-am avut cronicar de genul ăsta, cum era Grigore Urechea, care să spună adevărul. La noi nu s-a spus adevărul nici după 30 de ani. Adică, cine au fost teroriștii și sunt, își punea degetul pe tâmplă. Păi cine dracu avea arme pe vremea comunismului
în decembrie 89, în afară de armată și securitate. Nu poeții și nici filozofii români aveau arme. Da? Bun. De ce au tras ei? Păi au tras pentru că, eu am o explicație, au tras pentru că din 20 de milioane de cetățeni ai României care au suferit de foame, de frig, de întuneric, de, în fine, de așa, existau un milion care au dus-o bine. Activiști de partid, general de securitate și de armată, ăia de la gospodăria de partid, o întreagă pletoră de inși care au profitat pe vremea lui Ceaușescu când era foamea aia și, în fin, disperarea, că a fost o disperare, nu? Ei aveau tot interesul să nu cadă nenicul dacă ei o duceau atât de bine și să încerce să-l readucă la putere. Și atunci e o explicație cu faptul că au stat niște băieți care s-au urcat pe acoperișuri și aveau niște arme la ei. Poate că a fost un amestec. Românii trebuia să-l schimbe pe Ceaușescu cam din 80, 81, 82, cel mai târziu în 85. N-am fost în stare să-l schimbăm. Și din acel moment, cel puțin din... Dar de ce schimba? Stați puțin pentru că deja... Avea o politică externă până în 80... Pentru că economia nu mai mergea. Pentru că toată Europa de Est, economia era la pământ. Rușii aveau mai multe tancuri decât găini. Deci nu aveau de mâncare. România le furniza mâncare. Pe vremea România, domn profesor, în 80 România putea să dea mâncare la toată Europa. Ea dădea Rusiei... Da. RDG-ului și chiar și RVG-ului. România avea mari crescătorii de vaci, avea mai multe vaci ca acum, avea deci ferme, avea sere în care se produceau roșii și legume și nu ce, avea mult mai multe fabrici de conserve decât avem acum. Eu nu vreau să... spun asta, nu că laud pe... Asta era situația reală a României. Era o mare producătoare de mâncare. Da. Pentru, mă rog... Numai o clipă. În 81 noi am intrat în incapacitate de plată. Deci România a intrat în incapacitate... Da, fiindcă a fost că să facă o industrializare forțată... A forțat industrializarea. Asta a fost una dintre marile greșeli. După aia, deci când am intrat în incapacitate de plată, noi a trebuit să luăm legătura cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială. Da. S-au început negocieri încă din 81. În 82 am luat un împrumut de $1 miliard, da, ca să plătim datoriile. Și ne-a mai iertat clubul de la Paris încă un an de zile să nu le plătim ca să acumulăm bani. Dar de unde a venit? Și atunci Fondul Monetar și Banca Mondială ne-au obligat să reducem importurile și să mărim exporturile ca să putem plăti datoria. Bun. Datoria atunci... era atunci 12 miliarde. 12 miliarde. De numai dolari. De dolari. Și atunci am început să plătim datorii. Și atunci lui Ceaușescu i-a venit ideea că ce ar fi să le plătim în avans și să le plătim mai rapid. Asta a fost niciun sfătuitor să spună, bă, nimeni în lume... A avut sfătuitor, dar el pe vremea aia începuse să nu mai aibă contact cu realitatea. Exact. Că dumneavoastră l-ați cunoscut. Pe l-am cunoscut, da. Bine, dar nu mai avea contact cu realitatea pentru că puterea i-a luat mintea. La orice om, o putere îndelungată, mai ales cum era el puterea totală, el semna ca un administrator. Toate hârtiile care implicau cheltuieli importante pentru țară. Și el se credea un semizeu. Deci el trebuia schimbat cel mai târziu în 85. Noi am fost lași, de atunci eram lași, nu l-am schimbat, 86, 87, 88... Că poporul era... Păi ăia din jurul lui, ăla din jurul lui, ăia din jurul lui. Comitetul Politic Executiv. Sau... Păi la toți erau niște servitori. Toți erau unii oameni, erau inteligenți, alții erau și proști și slugarnici. Așa. Și-a venit momentul 89, când în toate țările socialiste s-a făcut schimbarea, au rămas deci, România. Deci Gorbaciov a venit cu ideea că sistemul... Nu, s-a prăbușit în URSS, economia s-a prăbușit, au început înțelegeri directe din 85, după ce a venit la putere Gorbaciov cu America și cu țările occidentale, au început să ia împrumuturi și el masive, sperând că va salva comunismul. Nu s-a putut salva, dar el nu credea acest lucru. Și încet, încet, Occidentul a profitat de faptul că el e în genunchi și are nevoie de împrumuturi și din acel moment Ceaușescu nu a mai contat pentru Occident. Pentru Occidentul l-a folosit atâta timp cât el era în relații proaste cu URSS-ul și când URSS-ul nu avea contacte directe sau Occidentul nu avea contacte directe cu URSS-ul. În momentul respectiv Ceaușescu nu mai era valoros pentru țară și a început să piardă țara avându-l pe el la conducere din 85.
Și greșeala lui, a doua fundamentală, după industrializare și alte greșeli, a fost faptul că a vrut să fie prima țară în lume care să nu fie datore. Ori băncile mondiale nu pot accepta ca o țară din lumea asta să nu le fie datore. Că atunci ele nu mai au niciun fel de putere asupra acelei țări. Și deci el și-a semnat a doua condamnare la moarte din partea băncilor care n-au putut accepta această idee de plata. Și atunci băncile n-au milă față de nimeni. S-a făcut o înțelegere între țările occidentale și URSS-ul, prin care URSS-ul a primit Green Line să-l schimbe pe Ceaușescu. În principal, activitățile de schimbare a lui Ceaușescu, începând cu 22 decembrie, au fost în mâna URSS-ului, a serviciilor secrete din URSS, cu sprijin nesemnificativ din partea unor țări occidentale. Asta e în esență ce s-a și întâmplat. Poporul amărât, poporul amărât a fost în stradă, au ieșit sute de mii în stradă, milioane. Dar ei n-au fost revoluționari, au fost doar participanți. A fost o revoltă populară. Și în spatele lor sforile s-au tras și la putere au venit oameni care n-au fost cei care trebuia să vină. De atunci au început dezastru. De ce dumneavoastră n-ați rămas în putere? Că nu erați probabil în cercul celor care au participat. Nu, eu nu am avut ambiții să iau puterea politică, eram scriitor. Deci lucrurile trebuie spuse. Eu nu am protestat din pricină că, domnule, vreau să protestez să devin eu nu știu ce președinte României. Trebuia. Eram scriitor și mi s-a părut că era problema cenzurii, mă rog, a vieții sinistre prin care acum aveam copii și nu găseam pentru copii lapte și unt. Dar acum vedeți ce s-a întâmplat. Să stăm încă în zona aceea. Dumneavoastră spuneți că Rusia era într-o relație directă cu Occidentul și a vrut să-i sucească gâtul lui Ceaușescu. Nu era atât de important Ceaușescu când toate țările din Estul Europei încercau, început să reforma. Pe de altă parte, iertați-mă, în clipa în care România a început mișcarea asta, Rusia deja, Uniunea Sovietică se dezintegra. Țările nordice se rupeau de Rusia. Dar ei n-au crezut. Gorbaciov n-a crezut că se prăbuteze. De ce să vă închipuiți că iertați-mă, dacă eu la mine acasă sunt Uniunea Sovietică, mi-a luat foc bucătăria și nu știu ce, de ce să mă duc eu la Ceaușescu unde a luat foc garsoniera? Mă ocup de focul de la mine de acasă. Deci în clipa în care în România a început această mișcare, pentru că în România, spre de restul țărilor comuniste, era stalinism, adică era un regim de opresiune, în care era foame, era întuneric, se stingea lumina. În nicio țară comunistă nu se mai întâmpla ce se întâmpla în România. De ce să mă duc eu când am eu foc în bucătărie, să mă duc la vecin să le sting lor garsoniera? Asta a fost înțelegerea. Nu știu. Indiferent. Nu, eu sunt de acord și poporul român trebuie să știe adevărul, pentru că el n-a făcut el schimbarea. Din nefericire n-a făcut el schimbarea. Dar cine a făcut-o? Dar au făcut-o pentru că au ieșit în stradă. După părerea mea, poporul român a ieșit în stradă, așa căzut. Dacă nu ieșea în stradă, nu cădea Ceaușescu. Iertați-mă, dacă Ceaușescu, după părerea mea, ar fi dat filme la televizor, ar fi dat de mâncare, el rezista ca și Fidel Castro încă 20 de ani. E posibil, din păcate, el a avut sfătuit, l-au mințit toți. L-au mințit, asta e adevărat. E iubit. E adevărat. Și dumneavoastră, dacă de astăzi începe să vă spună lumea că sunteți înalt, sunteți blond, aveți 20 de ani, sunteți un geniu, sunteți nu ce, dacă zi de zi vă toacă la cap, încep să crezi, domnule, dacă ăștia zic că eu sunt cel mai frumos, încep să crezi. Deci el a trăit într-o bulă, într-o bulă de asta așa, în care știa că e iubit, că nu știu ce. Asta e adevărat. Așa. Nu era iubit. Nu era. Pentru nu era. Inițial a avut el curajul. Dar după aia, domnule, gândiți-vă cum era România. Gândiți-vă cum arătau. Noi arătăm căminele groaze acum ale doamnei astea, PSD-ului, cum o cheamă. Așa, nici nu vreau să știu cum o cheamă. Dar știți cum arătau căminele alea ale groazei pe vremea comunismului? Era o mizerie sinistră. De-aia trebuia arăta totuși cum... Că noi avem încă nostalgia acelui vrem. Pentru că, într-adevăr, nu plăteai chirie mare, nu te costa prețul la curent electric, era nimic, da, prețul la apă. Domnul Mircea, domnul Dinescu. Da. Domnul Dinescu. Mircea. Mircea. Totuși, adevărul este că ultimii ani au fost așa, au fost
Nu toți ani au fost, au fost și ani foarte buni. Spune, au fost foarte ani. Eu am venit la București. Deci ultimii ani. După ce am terminat liceul, de ultimii 6 ani. Profesor. Ultimii 1970, Bucureștiul și România arăta ca o țară extraordinară. De veneau italieni, veneau suedezi, veneau polonezi, veneau la mare. În București, când eu am venit în București în 1970, București arăta ca un oraș occidental. Erau magazine în Piața Romană, eu tot explic, dar ăia o să zică, bă, e comunist din Escosă care zică. Păi, dar în Piața Romană exista un magazin în care se găseau iepuri de câmp vânat, se găseau fazani, erau în piața... Ouă de prepeliță, se mai găsea acum. Era în Piața Amzei, apărusele Gosta, magazinele Gosta, atârnau vacile și oile acolo. Era ceva incredibil. Deci a fost o perioadă în care comunismul din România era invidiat. Era incredibil așa. Da. S-a prăbușit după nebunia lui Neanicu, după vizita lui în China, știi bine, când a fost alături de tovarășul Iliescu, Iliescu era numărul 2 în Partidul Comunist Român, că era președintele, era secretarul cu propaganda al Partidului Comunist Român. După și a fost cu Elena Ceaușescu și în China și în Coreea. Da. Și în avion, Elena a spus, Nicule, trebuie să facem și noi așa, să lumea să vină îmbrăcată, să ne aclame, să nu știu. Și Iliescu a zis, tu mă, așa, nu e să potrivește sistemul nostru. Și Elena atunci l-a omorât pe Iliescu. Da, nu l-a omorât. L-a trimis la Timișoara. L-a trimis la munca de jos, așa, în fine. Timișoara. Bun. Dar despre Iliescu, înainte de 89, se spunea la Europa Liberă că s-ar putea după Ceaușescu să vină un om mai citit, că Ceaușescu... Nu era un om prost, era un om șiret, avea o inteligență nativă. Dar Iliescu era din activiștii... Era unul dintre cei mai bine pregătiți. De ăștia mai cu școală, mai nu știu cu ce. Burtică, și va veni Iliescu cu comunismul cu față umană. Da. El, din păcate, pentru România a construit un capitalism cu o față inumană. A compromis capitalismul. A compromis, dar să vă spun ceva. Ceaușescu a compromis comunismul. Comunismul, adevărat. Iliescu a compromis capitalismul. Da. Deci sunt pe aceea stradă, până la urmă. De acord. Dar el nu a vrut săracul. El, săracul, a vrut să facă comunism cu față umană, pentru că prima frază pe care a rostit-o el... Nu în studioul 4 unde a fost eu, pentru că eu pe 2 de decembrie nu l-am văzut pe Ion Iliescu. Ei au venit în alt studio. Era el cu Petre Roman și eu. Nu l-am văzut în ziua aceea. Nu am fost cu Ion Iliescu. Iliescu a fost la alt studio după o oră sau două când am venit el. Confirm, și prima lui frază a fost tovarășul Nicolae Ceaușescu a întinat nobilele idealuri ale comunismului. Da. Asta este prima frază a lui Ion Iliescu. Noi nu vrem să știm nimic despre istoria recentă. Mie îmi pare rău că tocmai la Vața, în care am venit după 30 de ani de capitalism, să văd o stațiune minunată, care murise. 11 ani, era moarte. Da, 11 ani. Era nimic. Dintr-o dată văd o stațiune care a renăscut cu ape termale. Ce temperatură au apele aici? 39 de grade. Deci, noi care ne dăm daj, nu știu, nu știu, disprețuim pe romani, care sunt strămoși noștri. Eu mă consider roman, nu mă considerat. Dom'le, sunt mândru că mă trag din roman. De ce? Eu că acum 2000 de ani romanii erau cei mai civilizați oameni de pe pământ. Da. Dar noi nu știm să ne mândrim cu chestia asta. Deci romanii, când au venit aici în Dacia... Au găsit apele astea. Au găsit apele ca și ce și-au făcut? Și-au făcut, băi, cum noi încă nu avem... Deci romanii trăiau pe sub... puneau țef cu apă caldă, țef nu de fier, făceau din ceramică, din așa. Da, da. Și în băile lor era cald la picioare pentru că aveau țef cu apă caldă. Se tratau cu apele termale din Dacia. I-au fost fericiți pentru că Italia nu are atâtea stațiuni termale cât are România. Și nici Austria, printre altele. E o țară absolut binecuvântată.
Dar noi ce am făcut după asta? Am făcut praf. La Herculane a venit un șofer care era șoferul unui activist de partid de la PSD și a cumpărat o Herculane. Pe nimic a luat-o, a făcut-o praf. Regimul Ilescu, prietenul da, pe vremea, nu e prieten. N-am fost niciodată. Aici e chestia. Eu sunt considerat prieten. Eu n-am fost niciodată prieten. Nu, no, eu știu. Nu, no, mi-a fost simpatic Ilescu în diferite ipostaze, așa. Dar în Academia Casavencu, în prima revistă liberă din România de pamfletare, l-am făcut pilaf. Ăștia mă înjură imbecilii că, doamne, cu Ilescu așa, ți-a dat Ilescu. Băi, Ilescu nu, dar Ilescu lua. Eu când am luat casa aia de la cetate, era o ruină, era pe vremea lui Nicu Statescu. Și când a revenit Ilescu, a trimis general ca să vadă cum am luat ca să mă ia înapoi. Eu n-am primit de la Ionescu nici măcar un scuipat în piept. Prietenul meu care a inventat cozonacul Boromir face cozonac numai cu făină românească. Beteagă-i mândra, beteagă, la 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 la. Deci am zis că nu-mi-i dragă, la 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 la. Am glumit să văd ce face, la 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 la. M-o crezut și-acum zace, la 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 la. Păi m-o crezut mândra trăsare și s-o pus în pat să moare. Lasă mândra, nu muri, la la la. S-o afla, hai la 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 la. Crede că nu nițo da, hai la 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 la. Crede s-o afla, popa păcatu, de că nu se știe satu. Las că vin mândră pe sară, la 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 la. Să te lecuiesc e boală, la 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 la. Că eu mult am lecuit, hai la 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 la. Niciuna n-a murit, hai la 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 la. Păi te recuiesc și pe ține, ăsta cum ajung te face bine. Să ce mândra ori să face, la 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 la. Ori să hodinească-n pașe, la 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 la. Eu mă duc un șeteraș, hai la 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 la. Să vinde că naș, hai la 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 la. Că ajut și la iubit, hai la 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 la. Uiar de murit, hai la 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 la. De unde ai învățat tu meseria asta să faci vișini? Meseria am învățat-o din bunici, părinți. Lucrez în complex, fac vișini în complex, salamuri, cârnați, totul. Tot ce se face, fac pentru complex, da. Deci, ideea, asta este foarte simpatică. Ideea este ca tot ce se mănâncă aici să fie produs local. Nu, dar uite, dacă mergi în zona Constanței sau a Bucureștiului, nu căzești un complex în care și salamul, și cârnatul, și cremul sau vinile sunt făcuți numai pentru complex. Mie asta îmi place. Și zarzavatul. Bine, mă gătești la mine la cetate, că eu îmi fac toate chestiile. Și ouăle, și ouăle. Eu nu iau de nicăieri. Nici cârnați, eu fac cârnați, fac slănina fumată, fac lebăr, caltabuș, așa, și pâinea. E, și pâinea ei, se face aici. Cătă, aici și pâinea fac. Deci voi faceți numai pentru doar acest... Doar pentru complex, da. Când a început povestea voastră cu complex? Cu complexul de la început, când s-a deschis complex, am început să facem acum produsele. Acum un an, un an și ceva. Deci un an de zile, de când ruina fostului, fostei, mă rog... stațiuni romane, că m-am interesat la cineva și mi-a zis romanii au fost aici, dar mai fost, aici era temperatura apei, astea termale 39. Se ducea mai la vale spre Gioagiu. Gioagiu era 26. 26. Se ducea și mai la vale la Călan. La Călan cât era? Nu știu, era mai puțin. Da, e interesant, deci apa aceasta caldă și miraculoasă cu cât o lua la vale, sărăcea. Da, și la București nu ajungea, din păcate, da. Uite cum arată o pâine românească adevărată. Da, da, da. O face așa și își revine, știi? Da. Adică e făcută. E cu făină de la moară, nu e cu făină de la...
miroase, miroase frumos. Teribil, deci doamna. România ar fi trebuit, odată după Franța, să fie țara cu cea mai bună pâine din Europa. Nu suntem, o găsim pe aici pe acolo. Uite, o găsim aici la Vață. Mircea, da? Proprietarul actual al acestei stațiuni, asta vrea. Să contribuie prin toate mijloacele la reintroducerea în viața comercială a produselor care sunt fabricate în România. Da. Capre, zici că se mai găsesc capre? Se găsesc, dar foarte greu. Carne de oaie și carne de porc. Te spune despre capră că e vaca săracului. În Oltenia e plin de vaca, Oltenia e plină de capre, că sunt oamenii mai săraci ca în zona asta. Ăsta ce e? Plăcintă cu brânză. Cu brânză sărată? Nu, brânză dulce. Brânză dulce, da. Da. Ia să-i rup un colț așa. E foarte bun, e foarte bun. Puneți ou? La brânză, da. La brânză? Da. Și la aia sărată puneți ou? Da, da, da. Că eu am văzut, sunt două școli de gândire cu plăcinta cu brânză. Sunt unii care nu pun deloc ou, în Oltenia nu prea se pune acolo de unde, așa. Aici se pune în Ardeal, da? Se amestecă brânza sărată cu da, ou. Da, da, da. Dar uite ce inteligent, a adus soba și face, da, face aici, la fața locului. Da. Foarte bun. Noi ne dăm mari, de fapt, domn profesor, noi ne dăm mari cu produsele noastre naționale, dar de fapt noi nu le vedem, dar decât la niște târguri, la nu știu ce. Nu poți să mergi la un supermarket să cumperi vișli. A dat la vreun supermarket vișli. Deci este o... Mie mi se pare că e cel mai gustos crembuș de pe lume, pur și simplu. Da, sunt foarte bun. Deci, datorită că amestecul ăsta de carne și ce puneți mirodenii? Un amestec foarte simplu de condimente, se găsește sare, piper, boia, usturoi. Deci nu e... Da, dar există mici secrete, nu le spun. Există amestecul ăla, depinde. Carnea de capre, carne curată, astea sunt bio fără... știi, e unul, Monsieur Jourdain, care scria în proză fără să-și dea seama. Ăsta sunt bio, de ce? Pentru capra românească nu e hrănită cu nimic... Numai în România, să știi, caprele sunt crescute liber așa. Dacă te duci în Spania, vei vedea că toate caprele dau lapte de 3 ori mai mult decât o capră românească, dar toate sunt ținute în chestii închise, hrănite cu tot felul de chestii. Și capra românească... Și în Baia Mare este o firmă care are capre franceze, franceze, și le ține închise. Nici măcar nu le scoate la lumină. Le ține în grajduri, foarte, și numai le mulge. Cu o capă franțuiască trebuie să știe și limba română, să circule. Nu știe. Eu-s ficior din sat de munte, la 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 la. Feciorii de frunte, la 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 la. Hăi, și port chimeșe cu sută, la 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 la. Hăi, de mândruța mea făcută, la 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 la. Și mândrai fate din sat, mai la 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 la. Scoasa vedra sa, pa la 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 la. Hăi, nu e mai trebă de cine, la 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 la. Hăi, nu mă joc și voie bună, la 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 la. Tinerețe, joc de doi, mai la 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 la. Ca poiana cu trei foi, mai la 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 la. Domnul l-ai cunoscut anul trecut. Da.
face miere de albine. Și nu fac ei, nu. Cum să facă el? Nu. O fac niște gâze mici, da, așa, care dau din aripi. Domnul a avut grijă de acele gâze și face, într-adevăr, eu anul trecut cred că am... Ai cumpărat. Am cumpărat și... Deci aici există... această construcție arhitectonică făcută de albine, da? Asta ce a făcut de anul trecut. Anul trecut nu avea marginile astea. Păi nu, că între timp el... A învățat. Anul trecut venise cu... Bucăți mari. Cu bucăți mari din stup, da? Da. Și am primit sugestii de la dumneavoastră lor că așa ar fi mai bine și așa am făcut pentru anul ăsta. Da. Cât costă o chestie asta? 25 de lei. Eu am și cumpărat una. Păi stai puțin, puteți să cumperi 10 la prețul ăsta, pentru că dacă cumperi în Occident o chestie asta naturală, este de 5 ori mai scump. De-aia n-am luat din Elveția, iau de aici. Deci fagurele este o chestie absolut miraculoasă. Că mulți se feresc să mănânce, dar de fapt... Ceara, adică... E cu ceară, cu tot remâncată, care are și ea funcțiile aici pentru aparatul respirator, pentru infecțiile la gât. Păhăruțele alea ce sunt? Ai făcut rachiu din miere? Nu, este un produs care se face de foarte multă vreme. Este tatanelul. Hidromelul de la tatanelul de la Vața. Dumneavoastră l-ați mai gustat și domnul Șianu. Hidromelul. Hidromelul, deci, este un vin făcut din miere fermentată, da? Da. Așa cum se pun strugurii la fermentat, așa se erau zahăr, că de fapt de la zahărul lor fermentează. Uite, să știi, mă gândesc mai gust din aia și o să-ți cumpăr toată producția de hidromel. Uite, dacă au alte lucruri extraordinare. Și bine, noi... eu sunt mare producător pentru uzul personal și al restaurantului meu la cetate. Când eram pe vremea comunismului, m-am dus odată la Casa Scriitorilor, pe Calea Victoriei, și treceam pe Piața Anței. Și am văzut o băbuță care avea niște sticle cu vin roșu. Și zic, mama, e câte sticla de vin? Zice, nu e vin, dragul meu. Dar ce? Zice, e oțet din vișine. Dar zice, e pentru oameni fini. Mi-a zis mie. S-a zis bine. Zic, cum e? Ce e oțet din vișine, dar pentru oameni fini? Câte sticle? Nu știu cum era. Avea vreo 10 sticle, le n-au pe toate. A fost cel mai bun oțet pe care l-am mâncat odată. Oțetul din vișine. Și eu am învățat să fac în ce sens? Oțetul de vișine nu e mare lucru de făcut. Când faci vișinata, în loc să faci vișinata și să îmbete bărbatul, mai bine lași să dea în oțet. Da, da. Pui niște oțet să fermenteze. Un oțet atât de parfumat, cu gust de vișine, facem, da. Este absolut genial așa. O să facem și noi. Deci aceste lucruri... Zacuscă de vinete. Uite ce culoare frumoasă, gălbuie așa. Da. Superbă, da. Mândră dragul de la
așa-i dragostea din timp, la 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 la, n-are leac nici că pe timp, la 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 la, așa-i dragostea din timp, la 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 la, n-are leac nici că pe timp, la 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 la, te cuprinde, nu te-ntreabă, la la. Am auzit un tânăr cântând și întreba asta, ce-i cu tânărul ăsta? Zice, e fiul primarului. Hai mă, nu pot să cred, ăsta nu face afaceri cu gaz, cu nu știu ce, nu-i milionar, nu, zice, e elev la școala militară și cântă. Băi, dacă toți primarii din România ar fi avut copii care ar fi bucurat lumea la petreceri să cânte așa, țara asta ar fi mers mai bine, pe cuvânt de onoare. Deci un semn foarte bun că un primar nu își aruncă fiul la înaintare, că de obicei nu ăștia care sunt senatori sau deputați fac afaceri, copiilor sau mă rog, rude, așa, îi scot la înaintare. El și-a scos fiul la înaintare pe o scenă și a cântat. Felicitări! Pe cuvânt! Mă bucur! Ați renăscut și dumneavoastră odată cu faptul că în localitatea dumneavoastră a apărut, gazul, a reînviat acea stațiune, nu, da? Și gazul metan. Gaz metan? O venit și gaz odată cu stațiunea. De la aia, de la bandiția aia care... De la bandiția aia. Ia, da? Să zic că domnul primar. Da? Să zic. Ia zi, ce? Bineînțeles, odată cu redeschiderea stațiunii a renăscut și comuna Vață de Jos. Aha. Pentru că atunci când funcționa stațiunea, aici era pe la județul Hunedoara. Deci aici a fost până în ce an? Până în 2005 s-a închis. Deci până în 2005, cum au avut multe chestii, a funcționat stațiunea. A funcționat, da. Mie mi-a făcut o mare plăcere să aud un fiu de primar care cântă poporului, știi? Și zic, ce face? N-are și el afacere, mare afacere, Emilor? Nu, zice, este elev la școala militară. Bravo! Ne apără și patria și în timpul liber ne cântă. Felicitări! Mulțumim! Program